Salutare! Astăzi am propus să vă prezint mai multe tipuri de ochelari și cam cum și de ce se folosesc ei. Când se folosesc, mai exact. Asta ca să nu facem overkill. No! În general, în lumea airsoft-ului o să vedeți că este foarte mare nevoie de ochelari de protecție. De altfel, am fost și învățați, cea mai importantă regulă este să ne protejăm întotdeauna ochii. Evident, sunt bine mici, rotunde, sar, intră în ochi și nu e bine. Despre tipurile de ochelari pot spune în felul următor. Sunt ochelari relativ mici, care aici trebuie să avem foarte mare grijă, deoarece aceste tipuri de ochelari, în general, nu acoperă chiar tot ochiul și există șansa ca într-un anumit unghi să intre bila. Evident, nu mai vorbim despre clasificarea lor ca și conformitate. Da, toți trebuie să fie rezistenți la impactul cu bila și mai exact la un impact de o anumită viteză în general. Să fie ochelari de protecție, să nu fie ochelari de soare. Deci, vorbim de clasa mică, de ochelarii mici. Acești ochelari mici sunt cam cei mai comozi. După aceea vin ochelarii puțin mai mari, care se numesc și goggles. Acești ochelari, în general, se poartă împreună cu o cască tactică, cu toate că multă lume îi folosește așa cum sunt ei de obicei. Vă recomand cu căldură să îi folosiți împreună cu o cască tactică, pentru că se vor așeza mult, 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 mult mai bine. Protecția oferită este nemaipomenită, pentru că ei înconjoară absolut tot globul ocular și chiar nu au pe unde să intre bilele, chiar dacă vor, nici prin gule de aerisire, până nicăieri. Ca și mare probleme ale ochelarilor și mai exact ale jucătorilor de airsoft cu ochelarii. Este că ochelarii în general se aburesc și se vor aburi, chiar și vara, mă rog, anumite zone din vară. De ce? În primul rând trebuie să înțelegem că ochelarii se aburesc din cauza umezelii. Atât din cât există umezeală, se va depune pe lentile și nu vom vedea mare lucru și va fi cum, ce ai acolo, că nu văd, puneți ochelarii, gata. În fine. Cea mai mare problemă a umezelii este că ea se acumulează acolo unde nu are unde, de unde să iasă, și anume, dacă purtați șapcă, aveți toate șansele să se aburească ochelarii. Nu neapărat e o problemă, ci din cauza că purtați șapcă. Și ce puteți face este să nu mai țineți așa apoi, cum fac trupele speciale, și ridicați un pic mai sus. Bine, nici ca un așa, dar un pic mai sus, să aibă două degete pe care pot respira liniștiți ochelarii. Cea mai mare problemă în continuare este masca. În cazul în care purtați o mască pe figură, în mod cert, va ridica absolut tot aburul expirat direct în ochelari și se vor aburi. Iarna, cel puțin, cea mai bună chestie pe care puteți să o faceți este să jucați fără mască și fără nimic pe cap. Mai exact, fără șapcă, totuși e frig, măcar un fes să fie. Dar orice aveți pe față, chiar și păr mai lung, dacă aveți păr din ăla în ochi așa, s-ar putea să se aburească foarte tare din cauza că, repet, nu au pe unde să ventileze. În mod cert, veți avea mari probleme cu aburirea în cazul în care folosiți ochelari mari. De ce? Gurile de aerisire sunt extraordinar de mici și, în general, țin loc și de cască, și de mască, și de bască, și de toate. Adică căldura este acolo, umezeala este la ea acasă. Și de asta vă recomand cu căldură să folosiți soluții antiaburire, care ar trebui să fie destul de bune. Cam orice soluție este destinată antiaburire ar trebui să-și facă într-un fel treaba. Mai sunt și câteva metode clasice, dar n-aș vrea să le spun acum, nu sunt foarte ok. Mirosuret. Dar, în ceea ce privește ochelarii mari, există și variante de plasă. Aici este o altă mare diferență de categorie. Ochelari solizi, într-un fel solizi, și ochelari cu plasă. Ochelarii cu plasă sunt extraordinari pentru că nu se aburesc, dar au o altă problemă în schimb. Ei fiind cu plasă, există mici orificii prin care pot trece mici corpuri. Și anume, dacă bila se va sparge, bine, presupunem că nu se va sparge, dar totuși, dacă bila se sparge, va ajunge în ochi, cu siguranță. Cel mai mare risc pe care îl aveți cu ochelarii de plasă este, din cauza unei bile foarte puternice, să sară vopsea. În general, grilajul este vopsit și să sară vopsea în ochi, ceea ce nu este foarte ok. Dar dacă suferiți foarte mult cu căldura și indiferent ce faceți, ce metode folosiți, îi se vor aburi, puteți să încercați și ochelarii de plasă. Există două tipuri de plase, perforate și împletite. În general, cele perforate ar trebui să fie ceva mai sigure decât cele împletite, din cauza că orificiile sunt mai mici și mai dese. Ceilalți împletiți sunt
ceva mai periculos pentru că pot sparge bila. Există niște mici bravuri care pot sparge bila, mai ales dacă este foarte puternică. Revenind la clasele de ochelari. Atunci când vă alegeți ochelarii, trebuie să fiți foarte grijuliu în ceea ce privește cum se așează ei pe nas, pentru că dacă sunt incomozi, o să fie rău. Mai ales prima și prima oară când vă alegeți ochelarii, asigurați-vă că nu vă bați sub niciun fel de formă pe nas, în zona tâmplelor, în zona superioară a frunții. Totuși că nu există două degete prin care pot intra bilele și jos și sus și pe lateral și așa mai departe. Acum trebuie să arăți și puțin cool, că na, totuși facem și puțină paradă. Dar în general asigurați-vă că vă vin cât se poate de comozi. Asigurați-vă că aveți la voi cel puțin o metodă antiaburire și mă refer la soluțiile oficiale. Asigurați-vă că totuși faceți și ceva ca să preveniți acea aburire. Nu vă puneți măști excesive, nu vă puneți casca, pasca, șapca prea jos și așa mai departe. În general, ochelarii trebuie să ținuți pe ochi indiferent de ce se întâmplă pe terenul de joacă. Chiar dacă se întâmplă, nu știu, să se aburească excesiv, încercați să vă găsiți un colțișor în care să stați acolo cu fața și într-o maximă de siguranță să vă ștergeți lentilele. În orice caz, nu vă dați ochelarii de protecție jos pe terenul de airsoft. Este foarte periculos. Aveți foarte mare grijă. În general, mai toți jucătorii de airsoft vor prefera lentile de mai multe culori. Există și o explicație logică, și anume, lentilele albe sunt foarte ok pentru că oferă un câmp vizual foarte bun și mai exact o nuanțare a culorilor foarte bună. Dar atunci când este soarele foarte puternic pe cer, poate că o să preferați lentile ceva mai închise la culoare, lentile fumurii. Iarăși, atunci când luminozitatea este foarte scăzută, dar nu întuneric, o să preferați lentile de culoare portocalie, galbenă și așa mai departe, pentru că să vă ofere cel puțin o îmbunătățire, hai să nu zic neapărat științifică, dar o să vă oferă o îmbunătățire în percepția vizuală pe care o aveți asupra mediului înconjurător. Eu mereu am considerat că orice jucător de airsoft trebuie să aibă cel puțin cele trei culori, transparent, fumuriu și galben. Nu se știe niciodată. Există ochelari multifuncționali pe piață care sunt prevăzuți cu mai toate tipurile de lentile care se pot schimba în funcție de necesități, ceea ce este un lucru foarte important. Economisești într-un fel sau altul bani. Există chiar și posibilitatea să montezi ocluzor. Ocluzorul este acel dispozitiv în care se montează lentile de vedere și poți purta ochelarii de protecție în deplină siguranță, că și vezi în față. Eu, de exemplu, port ochelari de vedere și mă ambiționez cu desăvârșire să nu port ocluzor sau alți ochelari de protecție care se includă lentile. Și peste 40 de metri e un fel de... înseamnă că n-am ochit. Dacă n-a zis moarte, clar că n-am ochit. În ceea ce privește aburirea ochelarilor, există pe piață ochelari care sunt tratați antiaburire. Iarăși, ei se vor aburi, dar foarte greu. Și dacă insistați foarte tare să-i ștergeți, o să luați acel strat și o să se aburească la fel ca toți ceilalți. Dar, când sunt relativ noi, în special, cum sunt ochelarii de la Suicide, nu se vor aburi ușor. E un lucru foarte important. Acel ușor poate să însemne diferența între a câștiga sau a pierde jocul, ceea ce este destul de important în fond și la urmă, pentru că ne vom distra. Soluțiile antiaburire, în general, sunt niște saramuri care se vor pune pe lentilă. Lentila va fi într-un oarecare fel umedă și atâta timp cât este umedă, ea nu se va aburi. De asta, după ce dați cu soluția antiaburire, nu ștergeți imediat cu un șervețel, pentru că nu o să-și facă treaba în mare parte. Plus că mai există acele spray-uri care pulverizați de 2-3 ori și oricum va trebui să întindeți, că dacă rămâneți cu maglavaie sol acolo, nu se mai vedeți nimic, e ca și cum ar fi aburit. Ca și metodă de antiaburire, mai există, în special la ochelarii mari, goggles, ventilatoare. Aveți foarte mare grijă la acești ochelari, pentru că după vreo 2-3 ore de joc o să aveți niște ochi cât cepele și riscați să răciți la ochi, ceea ce nu este foarte romantic. Acel ventilator o să creeze niște curenți de aer care vor forța, într-adevăr, tot aerul afară și în mod cert nu se vor aburi. Dar în mod cert există șansa să aveți un mare inconfort când ajungeți acasă. Nu mai văd nimic, am ochii roșii, ce s-o fi întâmplat. Nu vă recomand aceste tipuri de antiaburire, de metode antiaburire. Sunt destul de barbare, din punctul meu de vedere, și există șanse să vă vătămați. Aveți foarte mare grijă atunci când vă alegeți ochelarii să stea foarte bine pe figură, ca nu la cel mai mic șoc sau mișcare laterală bruscă să cadă de pe față. Este destul de rău. E mai rău decât să-l ții confortabil pe nas sau să ai spații libere. Evident, toate sunt necesare pentru a proteja ochiul. Ochelarii trebuie să stea foarte bine pe față, trebuie să protejeze o zonă cât mai mare
și să vă ofere un confort cât se poate de bun. Pentru că de obicei fugim, sărim și așa mai departe, transpirăm, să avem grijă să nu se aburească, etc., etc. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la subiectul prezentat, nu uitați să ne adresați pe adresa de e-mail, pe Facebook și chiar în comentariile de pe YouTube. Și nu uitați să dați abonare ca să ne puteți urmări și în continuare materialele video. Airsoft-ul este un sport, dar trebuie tratat cu seriozitate. Protejați-vă întotdeauna ochii și nu afișați replicile în public. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Mario este numele meu. La revedere!